Aceste fauturi mai degrabă îi înrăiesc pe cei de la CSB, care s-ar putea să răspundă înscriind. Greu de controlat nervii, Emil, într-un moment ca acesta, și în inferioritate și 0-4 pe tabelă. Proteste și din partea lui Itu pentru decizia lui Kovac. A plecat bine, foarte bine Vali Gheorghe. Vali Gheorghe încercând dribblingul, reușind dribblingul și înscriind un super gol! Ce gol dă Vali Gheorghe! Incredibil! Cum e să fii Gheorghe al FCSB-ului, să stai în tribună și echipa ta să dea 5 goluri în meciul cu Dinamo. Cinci goluri marcate de 5 jucători diferiți. Dar Vali Gheorghe la faza asta și-a arătat marele talent și demonstrează asta. Da, e o achiziție bună. Asta, apropo, e bine de cotul ăla încât de spune tu că îl înrăiește pe Vali Gheorghe. Încă o dată faza. Iată plecarea lui Vali Gheorghe. Poziție regulamentară. Primește, preia, aruncă mingea peste Jaffer. Brazilia. Este fără cuvinte, dar sigur, repet, copiii ăștia mai au nevoie de ceva timp să se călească și să se obișnuiască cu ce înseamnă Liga 3. Spectaculos reușita lui Vali Gheorghe. Cordea cere mingea în centru. Octavian Popescu s-a replat bine de această dată. Jaffer întors pe toate părțile de Gheorghe la faza anterioară. 5-0, neverosibil. Deocamdată ăsta este scorul maxim al